Sănătate! Neața, neața, bună dimineața, sănătate! Și am văzut că mai devreme ați făcut sport, așa că rămânem în aceeași notă, vorbim despre sport. În perioada asta pandemiei de coronavirus, în care copiii sunt izolați practic în casă și nu fac mișcare, kinetoterapeutii recomandă un program de sport acasă, adaptat vârstei, cu cel puțin 30 de minute de activitate fizică pe zi. Programul Facem Sport Acasă vine în sprijinul părinților și copiilor cu exerciții zilnice care pot fi ușor făcute de părinți alături de cei mici pentru a preveni sedentarismul și, bineînțeles, efectele negative ale statului excesiv în fața ecranelor. Și amănunte aflăm chiar acum. În contextul actual în care plimbările, orele de educație fizică, dar și joaca în parc lipsesc copiilor, este nevoie ca părinții să poată include în programul zilnic al celor mici activități sportive, care să-i ajute să-și mențină ritmul de dezvoltare, o stare fizică și psihică sănătoasă. Copiii trebuie să facă mișcare pentru că mișcarea face parte din viața copilului. Un copil în condiții normale trebuie să facă mișcare 2 ore pe zi, dar acum nu putem să-i cerem acest lucru în casă. Sportul este vital pentru sănătatea noastră. De la nou-născut până la cel mai în vârstă, cu toți trebuie să facem mișcare. Dacă în această perioadă nu mai avem posibilitatea de a ieși afară, asta nu înseamnă că nu trebuie să mai facem mișcare. Tot ceea ce trebuie să facem este să ne adaptăm noilor condiții. Dacă avem de-a face cu un copil care prezintă anumite diagnostice, pentru diagnosticele și pentru recuperarea acestuia, trebuie să facă mișcare în casă. Ce facem noi este să sugerăm părinților ce să facă cu copiii în așa fel încât sportul pe care îl fac în casă să fie un sport concentrat, să fie un sport care îi place și lui și de ce nu să-l facem împreună cu familia acasă. Gimnastica pe care o sugerăm să se facă acasă, sportul care este special pentru copii, este un sport ghidat, atât pentru copii tipici, cât și pentru copii atipici. Și încercăm să urmărim toate obiectivele de dezvoltare ale copilului. Exercițiile le putem face de unii singuri sau și mai distractiv. Nu putem implica mai mulți membri ai familiei. Ne putem folosi de aproape orice obiect din casă. Important este să avem imaginație. Fișele Facem Sport Acasă prezintă obiectivele sportului pe care noi îl propunem în acea zi, atât pentru bebeluși cât și pentru copii mari, dar mai ales ce trebuie să avem la îndemână. Iar în casă găsim foarte multe resurse, astfel putem să ne jucăm cu o jucărie de pluș și poate să fie un obiect cu care facem sport, sau mingea poate fi înlocuită de o jucărie de pluș rotundă, sau de ce nu putem să ne facem un traseu cu obstacole din astfel de cutii. Toate le găsim în casă, le căutăm împreună și supunem atenție și copilului să caute. Astfel, lucrăm un pic și cu imaginația lui și o să vedeți că îți va fi minunat. Este bine să delimităm atât ca spațiu, cât și ca timp, momentul în care facem sport. Copilul trebuie să înțeleagă că acum este momentul în care împreună vom face mișcare în casă. Astfel, vom fi îmbrăcați pentru a face mișcare, vom avea o îmbrăcăminte lejeră, pantofi de sport sau șosete cu care nu alunecăm, și ne vom mișca într-o cameră cu cât mai puțină mobilă, cât mai puține obstacole, în așa fel încât copilul să nu se lovească. Asta dacă copilul este mare. Dacă avem un bebeluș, e foarte frumos și cu el să vorbim și să explicăm că acum este momentul în care împreună facem gimnastică. Bineînțeles, în momentul în care ne-am pregătit de sport și copilul știe că acest lucru îl va face, părintele îi explică ce este de făcut, cu ce ne jucăm, ce sport facem, ce urmărim și de ce trebuie să facem lucrul acesta împreună. Atâta timp cât un copil înțelege ce are de făcut, o să vedeți că rezultatele sunt senzaționale. Și să nu uităm la final, poate să fie și o mică recompensă. Proiectul Facem Sport Acasă include recomandări zilnice de exerciții pentru copiii cu vârsta cuprinsă între o lună și 16 ani, exerciții postate alternativ pentru grupe de vârstă, câte 2 sugestii pe zi. Aceste materiale se adresează părinților care acum se transformă și în partenerul de sport, de joacă al copilului, copil care pentru dezvoltarea neuromotorii are nevoie de activități fizice zilnice. Cam asta ar fi pentru astăzi. Vă doresc din suflet sănătate multe și o săptămână liniștită.